Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem tot pe lângă Piața Muncii, de aici începem. Suntem cu istoricul Mihai Burcea și cu Nina în spate acolo, cu camera pe care o mișcă de fiecare dată, dar doar când filmează. Și suntem în... o să luăm așa puțin la pas și aflăm două lucruri interesante și importante astăzi. În primul rând, suntem în zona parcelării Raion. Raion, da. Și o să mai mergem și undeva în... experimentul Cățelu. Da, mini cartier, da, peste drum de șoseaua Mihai Bravo. Exact, dar stați aproape pentru că ajungem și le luăm pe fiecare în parte. Te salut! Salut! Și hai să vedem, da, ce avem aici? Câteva cuvinte despre parcelarea Raion. Este o parcelare din perioada interbelică pe care s-a ridicat un ansamblu de vile. Antreprenorul general al construcției întregului cartier a fost Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine și erau vile destinate, case pe plus 1, destinate funcționarilor clase mijlocii de la acea vreme. Întregul cartier a fost construit în etape, deci în anii 20-30, și inițial a purtat denumiri de străzile au purtat denumiri de numele unor localități din Basarabia, pentru că ai acomodat pe cetățenii Bucureștiului cu localitățile din Basarabia, nu știu, Orhei, Cahul, și iar în 1948 denumirile acestor străzi au fost schimbate în nu știu, asta e strada Levănțica, mai încolo este strada Diligenței, iar mai încolo peste drum de școala 70, Țiglina, pe care am văzut-o și data trecută. Da. Sunt vreo 5-6 străzi pe care se înșiruiesc aceste vile. Să ne dăm un pic... Așa, nu știu câte sunt. Asociația Studio Zona a făcut o mică cercetare de teren și urmează să dezvolte această cercetare în anii următori. Sunt foarte puține lucruri scrise despre această parcelare și sper că în următorii ani să avem și mai multe informații, tocmai cele provenind de la Asociația Studio Zona. Mai spun doar că întregul cartier de vile a fost salvat, a fost oarecum salvat, pentru că Ceaușescu, în clipa în care a decis în 1987 să extindă tronsonul Bulevardului Victoria Socialismului de la Piața Alba Iulia către Piața Muncii, inițial a vrut să iasă cu străpungerea spre acest cartier de vile, dar probabil că arhitecții sau proiectanții au spus că ar fi mai bine să o ia în cealaltă direcție, spre Piața Muncii. Da. Pentru că asta a fost salvarea acestui cartier, pentru că Ceaușescu orice stătea în cale, nu conta că era biserică, zonă rezidențială de asemenea amploare de vile super cochete, da, nu ținea cont. Adică chiar orice ieșea în cale, nu ținea cont, pentru că ar fi blocat planurile de sistematizare. Iar despre acest cartier putem spune că, într-adevăr, erau niște vile cochete la vremea absolut, aceea. Absolut. Aveau toate utilitățile, mă rog, apă, canalizare, parcă așa știu. Gaze nu erau, da? Da, mi se pare că gaze, pentru că gazele au fost trase târziu, cred că în 80-90, nu mai mi-aduc bine aminte. Deci era o zonă bună. Da, era absolut o zonă foarte bună și pentru tipul de locuire de la acea vreme, pentru că București era în mare majoritate populat cu maghernițe. Această zonă, alături de, nu știu, parcelarea Vatra Luminoasă, care la fel a început să se construiască cartierul Vatra Luminoasă în anii 30 și a fost definitivat, s-a construit tot așa în etape și a fost definitivat abia în 1948-49, pe vremea comuniștilor. Deci parcelarea Raion, parcelarea Piancului, cartierul Vatra Luminoasă, astea sunt lucrări de amploare care, bineînțeles, au fost toate construite în etape. Nu existau bugetele necesare pentru lucrări de astfel de amploare, pentru lucrări de o asemenea amploare. Da. Bineînțeles, într-o dictatură de dezvoltare, evident, investiții pentru lucrări de acest gen întotdeauna se găsesc fonduri. Și asta este vârful de lance al oricărei dictaturi de dezvoltare, cum a fost dictatura comunistă, unde lucrările edilitar urbane și obiectivele economice de amploare au fost prioritare întotdeauna. Nu știu, Canal Dunăre, Marea Neagră sau Transfăgărășan, metrou. Da, da, deci cartierul ar fi putut fi... afectat foarte, foarte mult în anii 80, când s-a construit Bulevardul Victoria Socialismului, dar, așa cum spuneam, a fost salvat în ultima clipă. Au fost demolate doar câteva vile, cum spuneam data trecută, pe strada Țiglina, nu știu, 10, 15, 20 de vile, nu mai mi-aduc bine aminte. Dar, în general, cartierul a supraviețuit. Da. Și e foarte bine că s-a întâmplat acest lucru. Într-adevăr, într-adevăr. Da. Acum ne vom pasa peste drum de șoseaua Mihai Bravo, unde vom trece, unde vom traversa cartierul, așa zis, experimentul Cățelu, da, care a fost ridicat în anii 50
dar o să vorbim atunci și după aia o să intrăm în cartierul Baltalbă, în cartierul Baltalbă Titan. Deci, practic, vom, bulevardul chiar aici. Da, Șoseaua Mihai Bravo este aici. Șoseaua Mihai Bravo, da. Spitalul Victor Babeș, vedeți, este gardul acela alb. Exact. Este gardul spitalului, care adăpostește corpul central, un spital privat lângă, cam toate marile spitale sunt căpușate de o investiție privată. Da. Întotdeauna lângă un mare spital de stat se reconstruiește un spital privat. Și iar în curtea spitalului se mai găsesc pavilioane și secții, pentru că este un spital de boli infecțioase, boli tropicale și așa mai departe. Și ele sunt dispuse în toate în curtea spitalului. Iar cartierul Cățelului este practic peste după, drum de, după spital. Spital. Exact, peste, exact. Peste spital. Da. Da. Ok. Bun. E, și iată unde am ajuns. Da, suntem în cartierul Cățelu, am intrat în cartierul Cățelu. Acestei zone cuprinse între strada Ștefan Nicolau și Ion Țuculescu, îi se mai spune experimentul Cățelu, da. Pentru că este un cartier de locuințe minimale ridicat începând cu anul 1955. Lucrările nu au durat mult, au fost niște lucrări pe mod Heirup. Okay. Se proiecta și se lucra în același timp. În anul 1955, Sfatul Popular a Capitalei, Direcția de Locuințe și Locuire, a propus un proiect pentru ridicarea unor locuințe minimale, niște baracamente, pentru că era o criză foarte mare a spațiului locativ în București. Erau foarte mii de oameni sinistrați de după bombardamentele din anglo-americane din 1944, care rămăseseră fără locuințe, și bombardamentele germane din 23-24 august 1944, și mii de oameni rămăseseră fără locuințe în București. Pe de altă parte, procesul de industrializare forțată, acest hirup al industrializării, a necesitat o mobilitate socială fantastică. Foarte mulți oameni venind de la țară, venind în București pentru a se angaja la marile platforme industriale din București. Și exista în anii 50 o criză fantastică de locuințe. Și în 1955, Direcția de Locuințe, așa cum am spus, Direcția de Locuințe și Locuire, din cadrul Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, a propus un proiect de ridicare a unor baracamente, da, pentru locuințe provizorii. Da. Deci, în ideea... Ca și cum ar fi fost ridicată pentru refugiați. Există aceasta, am văzut că circulă pe internet această informație și în anumite articole, că acest cartier a fost ridicat pentru refugiații basarabeni, dar este total ilogic, n-avea cum să fie cartierul ridicat pentru refugiații basarabeni, pentru că era imposibil, din moment ce țara frățească sovietică, țara de la răsărit, patria muncitorilor și țăranilor, nu putea accepta ca într-o țară prietenă, aliată din tratatul de la Varșovia, să aibă refugiați din Basarabia sovietică. Adică este ilogic, da, să spunem că acest cartier experiment a fost ridicat pentru refugiații basarabeni. Pentru refugiații basarabeni au fost propuse în 1940, când Basarabia a revenit Uniunii Sovietice, prin acordul Ribbentrop-Molotov la 26 iunie, acel ultimatum sovietic, decedarea Basarabiei, a făcut ca un exod de mii și zeci de mii de refugiați basarabeni să vină în România. Și foarte mulți s-au stabilit în București. Și într-adevăr s-au construit foarte multe locuințe și baracamente pentru refugiații basarabeni. Și arhitecții, colectivul de arhitecți Tiberiu Niga, a luat în vedere, s-a inspirat din acele proiecte de baracamente, dar nu au fost ridicate pe sistemul de barăci de urgență, de locuire de urgență. Și a fost un proiect propus de această direcție de locuințe a Sfatului Popular al Capitalei și un proiect propus de Institutul Proiect București din subordinea Sfatului Popular al Capitalei. Și a prevalat proiectul Institutului Proiect București, care prevedea nu numai faptul că se construiesc locuințe de urgență minimale, dar acestea urmau să fie ramforsate cu materiale destinate să fie pe termen lung. Pentru că baracamentele presupuneau, cele propuse de Direcția Generală de Locuințe și Locuire, prevedeau niște folosirea unor materiale pentru locuire provizorie, pentru o anumită perioadă de timp. Dar cei de la Proiect București au spus că dacă noi vom aproba, dacă dumneavoastră veți aproba, Sfatul Popular al Capitalei va aproba acest proiect, e posibil ca apoi acesta să se permanentizeze și să avem foarte multe locuințe de acest tip ridicate în mai multe centre ale Bucureștiului. Și atunci haide să facem pe proiectul propus de noi, adică exact cum vedeți în momentul de față, pe plus 1, fără subsol, într-adevăr, sunt niște blocuri fără subsol. Unele dintre ele au prispă, acesta de exemplu nu are prispă, vom intra pe una dintre alei. Pe una dintre alei, da. Este de fapt o oază, în momentul de față este o oază de verdeață în mijlocul
cartierului, nu în mijlocul cartierului Baltă, la marginea cartierului Baltă Albă Titan, da. Dar în spatele nostru și în dreapta și în stânga noastră sunt mari artere de circulație și atunci exact. Este o gălăgie fantastică în, în zonă. Iar aici, dar aici foarte intrăm, multe liniște, da, cu vegetație luxuriantă. Da, da. Așa. Gardurile pe care le vedem în jurul nostru nu erau inițial. Ele sunt, ele au și o influență a comunalcei, de tip colhoz, să zicem, sovietic, da. În sensul de comunitate, de spațiu comun. Într-adevăr, ele nu au, nu au toalete comune, nu au grupuri sanitare comune, da. Dar veți vedea că blocurile cu prispă au această idee de comunitate, pentru că pe prispă se socializa foarte bine. De pildă, în anii 80 se scoteau televizoarele și se vizionau meciuri. În anii 80-90. Da, da. Oamenii discutau. Adică, cum vedem aici în stânga? Cum vedem aici în stânga, da. Vedeți? Uite aici, vedeți? Prispa. Da, da. Și aici vizionau oamenii și stăteau și da. Socializau. Da, seara, vara, ce frumos este aici, răcoare. Da. Socializau aici pe, pe această prispă. Gardurile, așa cum am spus, nu existau. Da. Cred că... Da, uitați... Se vede și aici, aici. Este un număr din revista Arhitectura, revista arhitecților, Breslei Arhitecților, care există și în zilele noastre. Este numărul 2 pe 1957, pentru cei care vor să aprofundeze subiectul, și în care se oferă detaliile tehnice ale acestui proiect. Iar acesta este un articol din ziarul Scânteia, din 1957 sau 58, nu mi-aduc bine aminte, în care se vorbește de întregul cartier Cățelu. Și aici jos este redat și acest mini-cartier, să zicem experimentul Cățelului. El n-a putut denumirea de experiment, dar experimentul îi vine de la faptul că aceste tipuri de locuințe apoi nu au mai fost replicate nicăieri. Da, da, da. Deci a rămas la nivel de prototip, să zicem. Și de ce Cățelul? Cățelul pentru, da, Cățelul pentru că șoseaua care se află la vreo 200-300 de metri în stânga noastră, da. Se chema șoseaua Cățelu, da. Iar în, ziua, în zilele noastre poartă denumirea de Câmpia Libertății, strada Câmpia Libertății. Da. Și de acolo a venit numele întregului cartier, pentru că și în stânga și în dreapta arterei au fost construite blocuri, blocuri de 4 etaje, de 5 etaje, de 10 etaje, deci, care face, șoseaua Cățelu face parte din cartierul Baltă Albă. Da. La momentul construcției aici era un teren viran, adică erau... Nu au trebuit să facă de, să se recurgă la demolări pentru a, pentru a ridica deci n-a fost această zonă. Complicat, da. Nu, n-a fost complicat, la fel cum s-a întâmplat și spus că Baltă Albă. S-a făcut repede. Repede, da, da, da. Se proiecta și executa. Exact, exact. În paralel și la fel ca între cartierul Baltă Albă, el s-a ridicat pe pe niște terenuri virane în care statul doar pur și simplu doar, a fost nevoit să le expropieze, deci nu s-a recurs la, la demolări. Da. Bun, acum să vedem pe unde o luăm un pic în stânga, că e o ale mai pe ale, da. Da. Vezi și o zonă de parc aici sau? Da, la fel, din păcate sunt foarte multe garduri. Da. Și este și o bisericuță. Hai, ia uite. Undeva, cam în centru ar fi. Da, 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 exact, da, da. Mhm. Ar fi și din cauza vegetației și a copacilor este obturată un pic toată priveliștea către, da. Către blocușoare. Ah, avem aici, da, avem o alee. Da. Așa, uitați cum se faceau... Deci asta e compartimentarea, parter da. Plus etaj. Exact. Iar la etaj, pe aici, pe scări. Bănuiesc că se da, poate și prin capăt. Vedem dacă și asta are... Uite, fix la fel și pe partea cealaltă. Uite, vezi? Tot așa. După Revoluție s-au adus fiecare normal și-a adus modificări, uitați cum sunt aici. Evident, fiecare a vrut să-și amenajeze în stil propriu locuința, fiecare și-a amenajat bucăți din curticica comună. Da. Da, este, bineînțeles, ideea de individualism, fiecare a vrut să-și amenajeze într-un anume fel. Da, da. Și atunci dispare această idee de comunitate, adică doar icralul, pentru că locuințele atunci erau, unii erau proprietate personală, unii erau, aparțineau de icral și doar el avea, era îndrituit să efectueze modificări. Și zona cuprinde în jur de 1700 de apartamente, okay. Cu tot cu blocurile de... 2 și 3 etaje pe care o să le vedem mai încolo. Da.
Aici sunt garsoniere și apartamente cu două camere. Exact. Da? În blocuri, bine în spus, da. Una, da. Da. Cele și cele cu prispă. Da. Dependințele există și existau, nu mai știu dacă, cred că există și în zilele noastre. Gospodăria anexă, adică niște dependințe ridicate lângă blocșoare, care da. Într-adevăr alea erau comune. Ok. Erau folosite la comun. Cred că avem o străduță. Băi, și acum vedem pe partea asta blocuri cu două etaje. Da, iar acum sunt, cred că intrăm pe Ion Țuculescu. Da. Da. Facem stânga. Eu am copilorit în zonă și plecam de la bunica mea din Balta Albă, din zona Ioreului, liceului Iore, și da. Mergeam la maică mea aici, pe Mihai Bravu. Da. Și pot să vă spun că tot timpul traversam zona asta și în anii 80 era foarte întuneric aici, din cauza penuriei de energie. Da. Străzile București, nu numai, în tot București și poate țara. Era un pic frică, nu? Da, era cam ciudat așa, că parcă intram în pădure. Da, pentru că și sunt foarte mulți copaci. Foarte da. Mulți copaci, da, da, da. Da. Și evident, când a fost ridicat tot cartierul, atunci nu erau copaci, nu era nimic. Erau fost plantați în anii 50, evident au început să se înalțe da. În anii 70-80. Da, da, da. Și din cauza penuriei de energie, era cam beznă pe aici. Da. Da, și aici suntem pe Ion Țuculescu, dacă mi-aduc bine aminte. Acestea sunt blocuri de 2 și 3 etaje. Da, uite cum avem aici pe dreapta. Da, uh-huh. O să traversăm un pic pe aici. Da. Hai să traversăm. Haide, că nu trec mașini. Aici în dreapta avem un complex. Da, este complexul Stejarului, se cheamă. Da. Înainte exista aici exista o librărie, unde s-a aprovizionat tot cartierul, toți copiii se aprovizionau cu rechizite și manuale. Iar un pic în stânga, exista celebrul restaurant Stejarului, se chema. Un restaurant unde aveau loc nunți, botezuri și diferite chefuri pentru locuitorii de aici, din cartier. Da, da. Da. Da, bun, deci astea sunt ridicate în anii 50, așa cum am spus, în da. Anul 1955. Iar ce vedem peste drum, pe strada Baba Novac, tot ce începe aici de la această intersecție. Sunt și mai mari blocurile. Da, blocurile acelea sunt da. Ridicate începând cu anii 60. Da. Și de acolo începe pe Balta Albă sistematizarea din anii 60. Da. Iar tot ce vedem aici, pe nivelurile astea, maxim de 2-3 etaje, sunt din anii 50. Da. Execuția. Bun, acum haideți să o luăm... vreau să vă arăt, da, haideți să o luăm în sensul da. Pus, da. Că vreau să vă arăt, haideți pe aici. Hai pe trotuar. În anii 70, în capătul străzii Ion Țuculescu, la intersecția străzii cu străzii Ion Țuculescu cu Caporal Ruică, da. Actualmente Gheorghe Petrașcu, s-a ridicat o bază sportivă intitulată Voinicelul. Da. O bază sportivă pentru copii, care adăpostea mai multe tipuri de cluburi. Exista chiar și un club de karting. În interiorul bazei a fost amenajată și o pistă de karting. Numai că în anii 80, din cauza penuriei de benzină, foarte puțin copii și baza în sine își permitea foarte puține competiții la karting, pentru că nu aveau benzină să bage în da. Mașinuțe. Numai o clipă. Traversăm. Așa. Bun, pe lângă karting exista club de fotbal, existau mese de ping-pong, existau panouri de basket, loc de joacă pentru copii. Ce mai erau? Da, erau trei terenuri de fotbal în interiorul bazei. Da. Așa cum am spus, pista de karting. Ce mai erau? Judo, da, secția de judo. Așa, nu știu, și încă vreo două, trei sporturi care acum scapă. Deci era o bază uriașă, care în momentul de față a fost, vom vedea, privatizată, din câte știu eu, n-a mai fost de multă vreme, dar vom vedea acum la fața locului și da. Cum arată. Bun, aici suntem tot pe strada Țuculescu. În stânga, dacă am face stânga, am intrat din nou în cartier, în experimentul Cățelu. Păi s-ar putea pe aici? Da, după gangul, bloc, da, după da sunt tot felul de ganguri care, uh-huh. care sunt puțin vizibile. Din diferite motive. Mai există o zonă interesantă undeva în capăt, pe dreapta, pe Bulevardul Basarabia, practic cam față în față cu stadionul.
tot așa, un bloc cu un loc cu blocuri cu două etaje. Aha. Ok, poate o să te arăt când ajungem acolo. Da. Că și acolo e o istorie interesantă. Aha. Bun, și ne continuăm drumul. Da. Și în capătul străzii trebuie Țuculescu, trebuie să fie baza Voinicelu. Ăsta e ridicat cred că recent, în ultimii 20 de ani. S-au mai pus plombe, tot felul de plombe. Da. Dar cei pe stânga și pe dreapta sunt blocurile, așa cum am spus, după ce începem cu ridicate cu anul 1955. Da. Primarii de la acea vreme, în anii 50, s-au succedat la Primăria Generală a Capitalei, mă rog, la Sfatul Popular al Capitalei, vreo 8 primari. Nimeni nu le mai reține numele. Așa. E și chestia că în perioada comunistă ctitorii erau de fapt șefii partidului. Adică nimeni nu îndrăznea să pună pe prima pagină mari portrete cu, nu știu, primarul de la acea vreme. Nu că ar fi pus în penumbră conducerea de partid și de stat. Și Da. Atunci chiar și primarii generali erau așa, niște no-name-uri. Da. Adică și în zilele noastre. Cine își mai amintește de primarul Anton Vlădoiu din 56-57? Sau da. Dumitru Diaconescu, Crăciun Blidaru, sunt niște nume care nu mai spun nimic nimănui. Abia începând cu anii 60, au fost niște primari în mandat, care au rezistat în mandat mai mult de 4-5 ani. Nu știu, Dumitru Popa sau Constantin Olteanu, Gheorghe Pană. Dar în anii 50 era o fluctuație, se succedau așa, de odată la 2 ani se schimba primarul. Da. Deși existau alegeri locale, primarul putea fi schimbat și prin decizia președintelui Consiliului de Miniștri sau Consiliului de Stat, a președintelui Meane, nu mai îmi aduc bine aminte ce prevedea legea administrației locale, legea sfaturilor populare. Să o luăm un pic în dreapta. Da, și baza, uitați, chiar o să traversăm pe aici, baza începe să se vadă. E bine că încă n-au pus nimic pe pista de karting. Încă a rămas. Așa, în dreapta aici avem liceul Nicolae Teclu. Din câte mi-aduc bine aminte, eu știu că era un gard aici. Nu mai e gard, e parcare. Pare poliția locală. Pare... Oh, nu mai e liceu. Pare ceva cu poliție locală, văzusem un pic mai în spate. E școală gimnazială. Da, e școală. Școală gimnazială. Uite, eu știam că... Leonardo da Vinci. Ia uite, dom'le. Aici a fost liceul 69 sau Nicolae Teclu, parcă. Da. Bun, n-am mai fost pe aici de vreo 15-20 de ani, nu mai știu. Așa, și o să traversăm acum către baza Voinicelu. Așa se chema. Uite trecerea de pietoni. Numai un pic. Așa. Haide. Da, perfect. Așa. Baza începe de aici. Da. Uitați, aici era pista de karting a bazei Voinicelu. Chiar aici, după care. Da. Uitați, se mai văd bucăți din ciment. Da. Așa, peste drum era o unitate militară, deci peste acel gard. Și nu mai e? Acum nu știu ce e. Ok. Nu cred că mai e. Pentru că au fost restrânse și dezafectate foarte multe unități militare. Da. Iar aici se mai păstrează încă vestigii ale pistei de karting. Da. Ce interesant. Iată și partea din spate a școlii. Da. Bun. Și acolo erau terenurile de basket. Da. Adică în adâncime, acum, da, în dreptul nostru. Da. În adâncimea bazei. Terenurile de basket, de ping-pong, de fotbal. Iată și un mic tunel la pista de karting. Tunel cu un mic pod. Da, era ramificat, erau întortocheată. Foarte interesant. Și pe margine erau cauciuc. Erau, cum se cheamă? Roți. Roți, de cauciuc. Cauciuc, da. Cauciucuri pentru automobil. Da. Uitați, cum am spus. Deci sunt... În zilele noastre sunt săli amenajate în care se închiriază terenurile de fotbal sau de tenis. Oricum am spus, înainte de 90, aici totul era gratuit. Deci puteai veni la orice oră din zi și din noapte să joci fotbal,
tenis, ce vrei tu să joci? Basket, ping-pong. Da. Ah, uitați, hai să intrăm un pic. Oh. Ai pus frână bruscă și au sărit ochelarii? Da, din câte pare... Da, avem un teren în aer liber. Da. Avem și un balon. Probabil că acolo se închiriază. Da. Da, nu mai știu sigur. Mie să nu spun prostii, cui aparține acum baza. Poate aparține primăriei. Dar mă îndoiesc că în balon... De obicei, în fiecare balon se închiriază spațiile pentru... terenul da. De fotbal. Da, și sunt baloane, da, deci exact cum spuneam. Aici erau terenele de basket. Da, adică... Da, basket. Uh-huh. Și urmau încă un teren de fotbal în capăt și apoi aici în dreapta erau terenuri de fotbal și de tenis. Da. Fotbal până în capătul bazei. Suprafața destul de mare. E mare, mare, da. Și blocul acela făcea parte locația asta? Nu. S-a ridicat în ultimul... Adică în sensul în care e pus peste locație sau... Nici nu știu. Nu e pus peste bază. Nu, aha, nu. Ok. Nu, e în afara bazei. E în afara, ok. Cred că exact, deci trebuie să că acolo era graniță. Cred că acolo era o unitate militară, ceea ce spuneam. Da. Cred că încă pe partea cealaltă e unitatea militară care se învecina cu baza voinicelu. Da. Aoleu, ce aici? A intrat vegetația. Da. Da, că așa, astea erau compartimentate. Teren, fotbal, tenis. Da. Da, ciudat. Foarte ciudat. A crescut multă vegetație. Da. E normal. Bine, la un moment dat, sigur o să se întâmple ceva și probabil, în zona asta. Da, probabil. Poate sper blocuri, sper poate... Sper să nu retrocedeze și pe asta, că da. Vine cineva și spune, domnule, nu știu, mie nu-mi dați intravilan, nu extravilan. Da. Da, și aici era la fel. Cum spuneam, aici tot așa era un mare teren de fotbal. Aici și pe stânga, da, unde filmezi tu acum. Da, și văd că, da, și acolo era tot teren de fotbal. Și în capăt, da. Și aici erau niște barăci unde era secția de judo. Da, și acum parcă nu prea mai e nimic. Da. Wow. Mamă. Da, văd că terenul de fotbal aici din capăt a rămas, da. Erau de bitum, într-adevăr, nu sunt ca în ziua de astăzi, mă rog, cum sunt în aceste baloane din gazon de plastic. Da. Da, hai de capul meu. Mamă, ți-l băs frâtul. Deci până aici se întindea. Dar de ce o fi paragină? Tocmai dita e... Doamne. Sunt multe de făcut. Necesită o investiție mare. Da. Dar pare că aici nu s-a mai investit de decenii. Adică... Da, nu, ce vreau să spun este că urbanismul în anii 70-80, în momentul în care ridicai un cartier, și asta nu e o chestie de nostalgie sau de comunism, sau chiar și primarul general al capitalei a dat, de exemplu, ca bune practici în urbanism, a dat cartierul Drumul Taberei, a proiectat în interiorul primăriei capitalei, la un moment dat când a ieșit într-o conferință de presă, da. Și a comparat a pus două imagini, mi se pare, din cartierul militar actual și Drumul Taberei cum arăta în anii 70-80. Da. Și dând de exemplu de bune practici ce însemna urbanismul comunist, așa era în perioada aia, unde prevedea, în clipa în care ridicai un cartier, trebuia să prevezi zonă verde, trebuia să prevezi policlinică, creșă, da. Școală, piață, da. Mică sau mai mare. Ce mai urmau? Unele aveau școli și licee, da. Unele aveau doar școli. Deci o întreagă pleiadă de facilități, da. Pentru ca omul să nu trebuiască să traverseze orașul pentru a-și da copilul de la o școală, pentru a-și înscrie copilul la o altă școală din, nu știu, centrul orașului sau din altă parte a orașului, sau la creșă. Sau...
cu cât era mai la îndemână, cu atât exact. Erau și mai mulți. Exact. Și care puteau să ajungă... Să le ai totul la botul calului, cum s-ar zice. Da. Și să ai acces ușor. Da. Ori în zilele noastre, din păcate, evident că fiecare dezvoltator imobiliar vrea să-și maximizeze profiturile și nu vrea, evident. Și să facă blocuri pe orice petec. Blocuri pe orice petec. Nu ridică creșe, grădinițe sau școli, pentru că asta ar presupune costuri suplimentare. Și atunci de-aia avem în București acest haos urbanistic în care oricine... În zonele noi. În care se construiește atât de haotic și fără nicio perspectivă, fără niciun plan urbanistic. Da. Adică să prevezi ce fac oamenii aceia, unde își vor plasa copiii, de la creșă, grădiniță, școală. Deci tot ce se calculează, se calculează pe termen scurt, bani și atât. Să dăm lovitura. Cam așa, din păcate. Asta e. Da. Și atunci de-aia am zis să venim așa un pic în marginea cartierului Baltă Albă, că avem aceste elemente de urbanism, da, de care vă spuneam, școală, piață, bază sportivă, liceu, creșă, policlinică, pentru că mai sus, o să mergem un pic mai sus, este și Policlinica Globului, da, care a fost ridicată în spatele cartierului, în spatele cinematografului Gloria. Deci toate aceste facilități. Nu, departe e Parcul Titan, nu? Departe este Parcul Titan, o să trecem și pe lângă el. Da. Care a fost ridicat pe tot așa pe un teren viran, Baltă Albă, pe o zonă în care se fabrica var stins. Aha, da. Și chiar și cărămidă, pentru că multe blocuri au folosit din cartierul Baltă Albă, multe blocuri au folosit cărămida produsă chiar în exact unde se află lacul Baltă Albă. Lacul Iore, pentru că așa este mai bine cunoscut în memoria așa publică. Așa știm, Iore. Iore, pentru că Iore lângă lacul, lângă actualul parc Alexandru Ioan Cuza, se afla una dintre cele mai mari uzine, întreprinderi de optică din România, respectiv întreprinderea de optică română, care producea microscoape, diverse lunete sau piese de armament pentru armată. De acolo și acronimul IORE, nu? Întreprinderea optică română. Da. Da. Și lângă exista și liceul IORE, care pregătea cadrele viitoarei fabrici, viitoarei întreprinderi, acolo se specializau. Da. Așa, și acum o să mergem ușor către Cinema Gloria și Parcul Iore. Cu zona Podcoava, da, nu? Cu zona Podcoava. O să mergem și la zona Podcoava, pentru că... O să ne spui și acolo câte ceva. Da. Când a venit Nixon acolo, s-a ajuns în mașină.